Ai zice că sunt militar și că totul face parte din programul de pregătire a unor trupe de elită. Cei 10 băieți din Danemarca, având între 17 și 21 de ani, dau un examen în pădurile din Mureș, în apropiere de Băgaciu. Cu toții provin dintr-un centru de reeducare, practic o închisoare pentru tineri. Majoritatea au comis furturi, au avut probleme cu băutura sau au fost implicați în scandaluri încă de mici. I have doing criminal stuff, stealing and violence. In Denmark, many stupid things I have done when I was little. It's drinking too much alcohol. We have to work like a team. În Mureș vor da un test de care depinde reabilitarea lor în societate, spun organizatorii. These youngsters who all have bad records are having a lesson in taking decisions, to be responsible, to cooperate, to communicate and all kind of things, which later on will be something which we can use for their future. Timp de o săptămână vor locui în corturi și vor mânca numai conserve și hrană găsită în pădure. Nu vor rămâne nici măcar cu chibrituri pentru a prins focul. În plus, vor fi obligați să construiască o casă și să escaladeze pereți înalți. Cei mai buni și-ar putea câștiga astfel libertatea. Experimentul costă guvernul danez 5.000 de euro.